Început cursul când era la un moment de rescruce, nu mai vedeam ieșire. Menționez că locuiesc în străinătate, sunt un pic roșie pe buze că am băut un suc de Ok. sticlă roșie. Menționez că locuiesc în străinătate. Mi-am dorit foarte, foarte, foarte mult să lucrez în mediul public. A fost un parcurs destul de anevoios. Și nu mai vedeam ieșire. Eram în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, într-un moment în care nu mai vedeam ieșire. Am dat de Roxana, știam de ea, dar nu am participat la niciun seminar de al ei. M-am înscris la seminar și după nici o lună de zile au început să decurgă interviurile. Să fiu chemată la interviuri, că așa eu aplicam destul de mult. Și am fost acceptată pe un post pe care mi l-am dorit extraordinar de mult. Și ca să ajung în zona respectivă în care sunt acum, fiind eu sunt undeva în Scandinavia, în Norvegia, locuiesc în Norvegia. Și ca să ajung din locul unde eram, în locul în care urma să mă mut, fiind o zonă mai de munte și așa, mașina pe care o aveam, din punctul meu de vedere, nu corespundea. Și mi-am dorit foarte, foarte, foarte mult să-mi schimb mașina. Îmi doream un Range Rover, dar între timp nu că nu mi l-a și permis, adică nu că nu puteam să-l manifest, doar că m-am răzgândit eu. Și am luat o mașină de mai bine de 50.000 de euro, fără absolut niciun ban. Și am început să o plătesc după ce am început să primesc și salarii. Mai am de lucru, super, pentru că pe plan sentimental stau destul de sol, dar am rămas un pic blocată și cu temele la modulul 3, la copilul interior. Cred că acolo am cele mai adânci răni. Dar oricum sunt super, super, super mulțumită și mă mir când am avut curaj să vorbesc de toate acestea aici. Mă bucur și eu și felicitări. Felicitări, dragilor, să știți că mie mi-ar plăcea foarte mult ca la un moment dat, dacă și voi sunteți de acord, părți din reușitele voastre să le putem să le împărtășim și cu oamenii care poate nu sunt în program și nu știu că se poate. Doar dacă voi sunteți ok cu asta, la un moment dat, nu acum neapărat, dar uite, genul ăsta de povești în care spunem, bă, da, se poate, uite, am reușit, uite, mai lucrez pe asta, dar uite, am reușit asta, mi se pare că poate să ajute un mesaj de genul ăsta sute de oameni, știi? Depășește că nu mai e despre mine. Și aș vrea să spun că foarte important este credința. Să crezi că poți și să crezi că poți să ieși din rahatul în care singur te-ai băgat și multă muncă. Sunt foarte importante modulele. Eu, de când am început să lucrez pe ele, au venit rezultatele instant. Super, super, Oxandra.